Războiul dintre Eftemie Popescu și Dian Popescu a ajuns la un alt nivel. Eftemie a postat pe o pagină de socializare un mesaj împotriva fostului senator, iar internauții l-au taxat imediat. Prietenii virtuali i-au transmis acestuia că trebuia să facă mai devreme aceste lucruri, însă atunci stătea la mese întinse la hotelul pe care Dian Popescu îl deține. Eftemie Popescu a început un nou scandal în mediul virtual. Membru ALDE a postat un mesaj pe Facebook la adresa lui Dian Popescu, iar prietenii săi virtuali au reacționat imediat. Dar când lingeați farfuriile pe la Ticleni, de ce nu ați postat pe Facebook? A fost mesajul unei persoane la adresa lui Eftemie Popescu. Eftemie Popescu spune însă că a gustat doar un pahar cu apă. Mă bucur fiindcă am atras atenția. Răspund, din complezență am participat la întâlniri. Seara târziu, eu la cravată, ei în papuci și bermude. Ședință de partid. Lipsă spațiu. Am gustat un pahar cu apă. Alo, un pahar cu apă și atât, a răspuns Popescu. Eftemie Popescu a trecut prin mai multe partide în cariera politică.